Dar până atunci avem o ceartă pe alegerile parlamentare. Este vorba de un așa zis vot dublu, cum l-a numit președintele PMP Eugen Tomac, care a trimis o scrisoare premierului Viorica Dăncilă. Pe scurt, domnul Tomac spune că cetățenii români de etnie maghiară, unii având dublă cetățenie, adică și cetățenie maghiară, ar putea vota dublu la alegerile parlamentare, adică merg în Harghita Covanza, să zicem, și pe aceea merg și votează, nu știu. În Ungaria îl avem pe domnul Eugen Tomac acum pe telefon cu noi. Bună ziua, domnul Tomac! Bună ziua, domnule Bădin! Ați făcut aceste declarații zilele trecute, între timp a venit și o replică de la domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, care spune că e o diversiune, că faceți o diversiune cu aceste declarații. Explicați-ne și nouă, în primul rând, contextul și dați și noastră replica domnului Hunor, ca să facem o dezbatere. Domnul Bădin, în primul rând, nu vreau să intru într-o polemică cu domnul Hunor, că el una spune, alta face de foarte mulți ani. Lucrurile sunt în felul următor. Eu am observat și am rămas destul de dezgustat de declarația liderilor UDMR, care cot la cot cu Victor Orban au spus că ei vor promova linia politică a lui Victor Orban în România și nici de cum o acțiune proprie politică în ceea ce privește reprezentarea intereselor comunității maghiare din România. Ei sunt demnitari în Parlamentul României, nu în Parlamentul de la Budapesta. Plecând de la această declarație, precum că acțiunea politică a UDMR va fi identică cu cea a Fidesz, ne-am dat seama că, de fapt, există această posibilitate ca parte din cetățenii români de etnie maghiară, care dețin și cetățenia Ungariei, să o facă pe neînțelesul și să meargă să voteze la secțiile deschise pe teritoriul României pentru UDMR și, de ce nu, unii dintre ei să se ducă și la misiunile diplomatice sau secțiile de vot deschise pe teritoriul României de către guvernul de la Budapesta. Și mi s-a părut o chestiune semn de gravă, pentru că sunt alegeri pentru Parlamentul European. Fiecare cetățean european, indiferent unde locuiește, are această opțiune de a vota un partid pe care îl susține. Dacă cetățenii români de etnie maghiară care dețin cetățenia Ungariei vor să voteze pentru partide politice din Ungaria, trebuie să știe că au dreptul la un singur vot. Votează doar pentru partidele politice din Ungaria și nu votează pentru lista din țară. Și am ridicat această problemă, i-am transmis o scrisoare deschisă primului ministru, pentru că eu cred cu tărie că acest subiect nu trebuie neglijat și tratat în cheie politicianistă. Bine, sunt 500 de mii de maghiari din România care se spune că ar avea dublă cetățenie. Domnul Kelemen Hunor spune în această declarație acordată Agenției Maghiare de Știri MTI că lui se pare de neconceput ca cineva, spune, citez de el, care s-a mutat în Ungaria. Mă pune altfel problema decât dumneavoastră. Dar și-a păstrat și documentele române să pornească la drum pentru a vota în ambele țări. Mă rog, spune de neconceput, dacă e un maghiar din România care s-a mutat lângă graniță, nu știu, la Debrețen și la apucă pandaliile pe 26 mai să treacă granița, nu văd ce l-ar opri. Nu doar asta, dar eu v-am dat, sunt chestiuni concrete care se pot întâmpla. Un cetățean român de etnie maghiară se poate duce la o secție de vot unde este arondat să-și exercite votul. Așa. Și dacă nu îi se explică că nu are dreptul decât un singur vot să-l exercite în ziua alegerilor europarlamentare, unii dintre ei pot fi duși în mod organizat sau, bineînțeles, de proprie inițiativă unii, să se ducă și la misiunile diplomatice ale Ungariei pe teritoriul României sau la secțiile de vot, dacă vor fi deschise, să-și exercite un al doilea vot. Și asta ar însemna un vot dublu, lucru ilegal, pentru că fiecare cetățean al Uniunii Europene are dreptul la un singur vot. Bine, în mod normal bănuiesc că această situație este și ar putea fi pusă și în alte țări. Poate cel mai bun lucru ar fi, sau cel mai simplu lucru, ca în baza să fie o bază de date europeană cu CNP-urile sau cum se cheamă la alții numărul ăla de pe buletin, să fie băgat acolo și dacă se vede cumva că a mai votat și prin altă parte, se aprinde becul roșu și îl iei, îl ridici și, mă rog, care-s legile, îl bagi la zup.
trimiți în Siberia. Nu, dar este nu? Simplu, poate lua măsuri și Ministerul de Interne aici, în momentul în care intri în consulatul Ungariei pe teritoriul României, ți se scanează buletinul, se vede dacă ai mai votat odată. Dacă ai votat, se spune că n-ai voie să mai intri să votezi și pentru partide din alte state. Bine, pentru asta, da, trebuie să se organizeze ăștia de aici. Dar ați văzut că domnul Victor Orban vine mâine, dacă nu mă înșel, își face campanie comună cu DMR-ul în Transilvania, inaugurează niște fabrici, joacă hockey pe acolo la Academia Secuiască, așa el zic, Academia Secuiască de hockey făcută cu banii guvernului maghiar, deci o campanie comună. Da, este abordarea lor, lucru care este nefirez din toate punctele de vedere, pentru că ei sunt demnitari în Parlamentul României și UDMR-ul reprezintă interesele comunității maghiare, nu interesele lui Victor Orban, pentru că și-au asumat această linie, arată foarte clar că duc lucrurile dincolo de limite și asta nu mai înseamnă Uniunea Europeană. Asta înseamnă haos și dezbinare, semănat cu bună știință. Ori Uniunea Europeană înseamnă toleranță, respect față de valori fundamentale care țin de democrație. Ori când vii cu asemenea agendă prin care duci pur și simplu lucrurile sublinezi dincolo de limita normalității în Uniunea Europeană, sunt chestiuni care trebuie retezate din temelie. Și tocmai de aceea am tras acest semnal de alarmă ca guvernul să ia măsuri. Nu este ilegal să votezi dacă ai cetățenia Ungariei pe teritoriul României pentru un partid politic din Ungaria, dar este ilegal să votezi de două ori. Și aici guvernul trebuie să ia măsuri pentru că această campanie dusă cot la cot de UDMR cu Victor Orban spre asta mă îndreaptă, că ei cred că pot păcăli pe cineva utilizând votul dublu. Să votezi și pentru UDMR în România și pentru alte partide din Ungaria la secțiile deschise, da, în Ungaria sau pe teritoriul Mă rog, poate fi și situația și în alte țări, de exemplu în Slovacia, în Austria nu, că nu e dublă cetățenie acolo. Deci nu e în Slovacia? Nu, nu e în Slovacia. Deci, bună ziua, domnule Tomac. Nu